România a început să prindă tot mai mult gustul rezervărilor prin sistemul Early Booking. Numai în perioada octombrie 2022-ianuarie 2023 s-a observat o creștere a vânzărilor cu 55% față de aceeași perioadă a anului trecut și cu 21% față de 2021, iar tendința este în continuă creștere. Reducerile de anul acesta au fost unele foarte mari, având în vedere că hotelierii au avut făcute investiții pentru sezonul viitor, oamenii au fost foarte încântați să revină în stațiunea Mamaia. Cei care rezervă din timp un sejur la mare plătesc chiar și jumătate din tariful practicat în timpul sezonului. Reducerile diferă în funcție de unitatea hotelieră și de stațiunea aleasă. Prețurile sunt mai avantajoase. Și faceți în felul ăsta? Vă gândiți întotdeauna la vacanță? De obicei, da, facem în felul acesta. De obicei, după zi pe alta, așa, incognito. Nu știu exact cum termin treaba ca să pot să plec și n-am varianta asta de am luat din timp. Unii proprietari de hoteluri includ în ofertele early booking și acces gratuit la spa și piscinele hotelurilor. Turiștii deja își fac rezervări pentru sezonul estival, pentru întreg complexul, gradul de ocupare, pentru ofertele în momentul de față este între 50 și 60%. Statisticile au arătat clar că evoluția rezervărilor de tip înscrieri timpurii a cunoscut în ultimii ani o dezvoltare progresivă. Mai exact, turistul român a devenit mult mai atent cu bugetul său și caută cu mai multă atenție oferte de vacanță și reduceri.